Băieți! Se pare că vine... Se pare că vine doctor, nu știu ce se aude. Nu se aude nimic, ce se întâmplă? A venit salvarea. Faceți loc. A venit doctorul. Faceți ceva. E leșinat. Da. A venit medicul, băie. Un pic mai la parte. Vreau să-i bagă zona. Ușor, domn, ușor. A venit medicul, băie, să mă salveze. Bă, ăsta vrea să mă salveze sau vrea să faci în dragoste? Aoleu. A, domnul medic, ce faci? Ce a pățit el? Ce a pățit el? Ce a pățit el? A leșinat. A leșinat? Din rugen. Mă duc să iau o mașină de sus. Vreau să vă spun că o injecție de adrenalină va costa. Ce s-a întâmplat? Costă, dă-i mai repede. Nu contează, domnule. Domnule, veniți cu 900 de mii mai repede, că îți dau eu bani, dar dă-i. Îți dăm bani orice, dar ajutați-l. Fac tot ce-mi stă puteri. Poftiți, domnule, 2000 de euro. Băieți, pentru că ați apăsat voi butonul ăla de like maxim, bebe voi să-și revine. Faceți-i acolo bușon la bușon. Presupun că va trebui să-l luăm la spital. Ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu mine? Va trebui să te luăm la spital. Ce se întâmplă cu mine? Liniștiți-vă, domnul Bebe Moise. Dă-te! Ușor. Băi, am supraviețuit, băi, au venit și doctori aici să mă ajute. Domnul doctor. Vreau să urcați cu mine mașina. Bună ziua! Ușor. O secundă, voi parca mașina, atent. Salam alecu, salam. Sunteți bine. Salam alecu. Vreau să urcați mașina cu mine. Băieți, să veniți să mă luați de la spital, băieți. Da. Veniți la spital să mă luați și ascundeți mașinile alea. Du-te, domnule arab. Ce cauți aici, arabule? Alo, stai așa. Ce cauți, arabule, aici? Veniți la spital să mă luați. Bebe Moise, ești bine acolo? Domnul, nu sta în spate, că o să cadă BMW-ul ăla peste noi. Bebe, te simți bine? Da, domnul doctor, vă rog frumos să conduceți încet, domnul tot doctor. Fac tot posibil. Andrei, unde ești? În spate. Dar ce s-a întâmplat? Ai leșinat dintr-o dată, am încercat să fac tot posibil cu puterile mele supranatural. De la ce am leșinat? Nu știu, ceva și cu tine supranatural, că nu știu cum... N-ai... Toată lumea putea... Costurile în total pentru operație va costa 4000 de dolari. 2000 de euro, domnule. 4000. Domne, plătești, nu este problemă, domne. Vă mulțumim că ați venit. Asta e foarte important. Nicio problemă. Mereu la datorie. Ce a fost asta, Andrei? Ce faci acolo? Bă, de afară, bă. Bă, domnul medic, dă-te, domne. Opriți, domne, mai repede. Opriți. Dar ce s-a întâmplat? Dă-te, mă, mai repede afară, mă. Mă-mi mai repede afară din ambulanță, dacă nu vrei. Ce se întâmplă, bă, băieți, aici, că nu-mi dau seama ce se întâmplă. Mai bine ți se băga... Preapcă, bă! A început. Beme, caru, de ce vrei? Băi, nu-mi bă! Domnul doctor, conduceți ușor, domnul doctor. Duc ușor și rapid, cât de rebut. Nu vreți pe asta din spate? Trebuie să ajungem urgent la spital. Băi, băieți, mi-e rău, bă, băieți, potoliți-vă acolo în spate. Băi, scotoliți că de nu vă dau afară. Pe mine nu mă dați afară, eu sunt cu dânsul. Îmi pasă, trebuie să vă comportați frumos. Mergem la spital, băieți, încercăm, băieți, din răz putem să readucem mafia Curcubeu, băieți, ați văzut și voi lupte cu poliția, urmăriri cu poliția, a trebuit să mă... Împac cu Andrei și să readucem, pentru că el luase o parte din oamenii din mafia Curcubeu. Eu aveam o mare parte din mafia Curcubeu, dar împreună suntem cea mai puternică mafie din oraș, băieți.
am făcut pe mine. Domnul doctor, dar sunteți un șofer foarte bun. Da, mersi mult. Am mai de experiență cu așa persoane ca voi. Păi ești nebun, a fost și un medic și nu eram așa de profesionist, eram profesionist. Sunteți nou aici la medici, domnul? Da. Bune, avem nevoie de oameni așa pricepuți ca dumneavoastră. Îmi pare rău, băieți, dar limita de viteză nu-mi permite oraș să merg mai mult. Băieți, foarte, trebuie să aveți, fiți atenți, trebuie să aveți mereu pe 5M respect pentru medici. Mai mult respect pentru medici decât pentru polițiști. Medicii sunt cei mai tari de pe server, băieți. Deci dacă vine vreodată un medic și îți dă res, să nu lasă plece de acolo până nu îi spui mulțumesc frumos pentru că ai venit până aici, mulțumesc frumos că m-ai ajutat. Trebuie neapărat să fiți foarte dragi cu vorbele, foarte, cum să zic, să nu vă limitați la vorbe când este vorba de medici, pentru că medicii fac o grămadă pentru serverul ăsta. Repede, pacientul pe în sala de operații. Pacientul, urcați-vă. Urcați-vă pe masă. Nu știu dacă merge aici, domnule. Nu știu dacă merge. O secundă. Va trebui să suferiți o operație. Vă rog, urmați-mă. Gata, domnule, m-am suit. S-a urcat până la urmă. Aha, bine. Te rog mult. Avem nevoie să facem o operație. Vă rog, restul, ieșiți după... Bă, luperează pe bebe Moise. Să nu faceți ceva. Aveți grijă cu domnea lui. Este foarte important. Domnul doctor. Hai că vă mai dau niște bani să vă... Băi, zi la doctor să-mi bage ceva să devin foarte puternic sau ceva. Îi bagă bani în buzunar, bă. Mersi mult. Așa, vezi ce faci? Vă rog să așteptați după ușă. Domnul doctor. Da. Vă rog să-mi faceți ceva să devin puternic, domnul doctor. Totul va fi bine, totul va fi bine. Că e cu substanții tale asupra naturale. Iauzi. Asta vreau, băieți, asta vreau. Următorul proces va fi să-ți introduc o anestezie. Vă rog, te rog să nu te panichezi. Vreau să rămâi calm. Aoleu, îi bagă seringa. Ce se întâmplă, băieți? Puteți să nu tăiați ceva greșit acolo. Totul va fi bine. Mă, că mi-a somn. Nu mai simt picioarele. Ce se întâmplă, domnul doctor? Va trebui să facem o operație complicată. Domnul doctor, nu mai simt picioarele. Ce se întâmplă? Totul va fi bine. Anestezia își face efectul. Aoleu, simt că mai ia somn. Nu veți adormi. Să mă trezesc. Mă ia somn. Totul va fi bine, nu te speria. Mă ia somn. Încă puțin. Aoleu, ușor, domnul Pop. Domnul medic, ușor. Că mai ești pe mine cu amețeală aici. Totul va fi bine, nu-ți fă griji. Nu mai au nimic, băieți, ce se aude, frate, ce se aude? Băieți, ce se întâmplă, băieți? Nu văd nimic, frate, ce se întâmplă? Poate o să mă transform în ceva, în ce? Aoleu, simt că mă tai sau ce? Ce se întâmplă, băieți? Și că încă puțin și totul m-a fi bine. Aud ceva. Liniștește-te, mă. Ce nebun sunt ăștia.
făcut și vă cere taxe suplimentare. Încă puțin, încă puțin. Cine trage? Cine trage? Bă, liniștește-te, mă. Vă rog mult să tăceți. Bă, îți dau două palme dacă nu te liniști. Vă rog mult să vă liniștiți. Vreau să vă spun că operația a avut loc cu succes. Da? Și pacientul își va reveni în câteva minute. Anestezia... Putem să luăm, încă nu, încă nu, încă nu. Putem intra? Putem să-l vedem acolo? Vreau să rămâneți calm aici pentru tot. Până când anestezia... Da, totul este bine. Nu pot! Totul va fi bine. De câte ori ți-a părut rău, a trecut de mii de ori. O să vă chem când o să sunteți intra, bine? Da. Așa, fugi. Hai de până eu de medicul. Hai de aici. Hai, bă, băieți. Domnule pacient, presupun că v-ați trezit. Când o să fie bine. Da. Cucerim tot orașul. Uite, încă nu mă simt bine. Vreau să fii atent la ce o să-ți spun acum. Va trebui să ții un paracetamol în fiecare oră. Pentru ca să-ți treacă durerea de cap zilnică pe care o să ai, migrenele pe care o să le ai. Hai de capul meu. Totul va fi bine? În câteva zile îți vei recupera totul. Dați-vă că... Ai recuperat totul, va fi bine. Despre ce operație a fost vorba? O hemoragie internă la cap. Hemoragie internă la cap, băiți? Am fost nevoit să fac o intervenție chirurgicală la cap. Paolo, a fost periculoasă? A fost una dintre cele mai complicate intervenții cu... Nu spați nimic că trebuie să plătești. Ai mulțumesc, domnul doctor. Vreau să mă urmați acum, domnule, ce vă permiteți dumneavoastră. Vă rog mult, ieșiți. Vă rog mult, ieșiți. Am ieșit, gata. Vă rog mult, ieșiți. Am ieșit. Dumneavoastră. Așa. Vreau să mă urmați dumneavoastră până la farmacie din spital să știți ce să vă cumpărați dumneavoastră. Puteți să mă urmați? Acum mă dau jos. Gata. Uitați-vă, deci aici este farmacia din spital. Aici vă cumpărați paracetamol și deja apă minerală Borsec, pentru că Borsec colesterolul este cel mai bun apă. Aici. Vă rog mult, cumpărați-vă paracetamol. Bebe, băi, ești bine! Paracetamol. Câte trebuie să-mi cumpăr? Câte? Deci aveți un tratament de 7 zile, deci la fiecare oră 12 pastile per zi, 12 mulți cu 7, vor fi aproximativ 84 de pastile. Păi domnule! Am auzit tot. Am cumpărat, aolo, 840 de dolari am dat. Totul va fi bine, sănătatea este cea mai importantă, deci... Aveți dreptate. Poți să iau acum o pastilă? Da, luați acum o pastilă, chiar v-aș ruga chiar două dacă vă simțiți nasol. Dacă vă simțiți mai bine, puteți să o luați. Mulțumesc de asta, domnul. Mă simt bine deloc. Vă să leau cu mine. Prea mă simt bine, sincer, domnul doctor, da. Vă simțiți mai bine? Da, revin, domnul doctor. Bine. Domnul doctor, vă mulțumesc foarte frumos, domnul doctor. Băieți, i-ați dat niște bani și la domnul doctor? Da. O pariză cu 10.000 de dolari la mulțumesc frumos, domnul doctor. Bine. În caz de mai aveți necesitate, vă rog să reveniți, pentru că sănătatea foarte mult costă. Da, băieți. Vino aici, te bun. Haideți afară. Vino să te îmbrățișez. Mă, am crezut că ne-o face cineva mașină. La tatua că nu te îmbrățișez eu pe tine. Aolo. Cred că mai trebuie o dată. Mai o dată. Rugați-vă ce în spate. Așa. Gata, bebe, gata. M-am împăcat cu Andrei, băieți. Hai, înăuntru. Gata. Hai să intăm aici, în asta, în dubă asta. Stai că deschid ușa. Nu niște ilegalități. Dacă urcăm toți aici, dacă nu. E că s-a împins mașina, stai așa. Deschid eu. Ha, e clară treaba. Cum vrea? Gata. Stai așa, stai așa. Stai așa că deschid eu. De sus. Ce faceți, domne, aici? A blocat spitalul, domne. Merge, nu mai merge. Da, și ce? Ai vreo problemă? Un plamă. Domne, v-aș ruga să vă... Da, sunt pic așa. Nu merge, domnul. Și dacă nu vrem, poate vreți să te bat. Ce vreți, domne? Stați așa, colegi, că deschide. Am intrat eu, deschid acum. Deschide. Gata, haideți toți în mașină. Hai să mergem la casă, la noi, vă rog. Nu te așezi, a zis să nu te așezi. Da, nu, rămânem așa. A,
Domnul doctor, mai sunteți aici, domnul doctor? Da, domnul, ne da. Închide și nouă trapa asta, vă rugăm frumos. Da, domnul, cum să nu? Mulțumesc. Hai, închide-o așa, mulțumesc, mulțumesc. Mamă, ce o să fie aici, zrâncăneală. Hai, domnule, închide-o. Gata, mulțumim, hai, domnul, hai, du-ne la casa mafiei, acasă. Mamă, bebe, mă. Aolo! Aolo! No! Rămâi aici! Bă, să nu cazi! Șoferule! Șoferul, dă-i, dă-i! Dă-i șofer, dă-i șofer la casa mafiei! Să nu credeți! Eu mă pierdesc pe drum! Hai pe aici, ia hai pe aici, să vedem cum este! Bă, stai cu minte că mori! Iuhu! A revenit bebe în oraș cu mafia curcubea, mă! Ia auziți, bă, băieți, a revenit mafia curcubea în oraș! Aoleo! Bă, uite, fetele asta! Cine, bă? Aveți ce fetiță îți dau eu. Poate vrei să ne bate. Băieți, liniștiți-vă. Ăla e de la noi. Bă. Ce bă? Zgârma. Îl trag eu. Aoleu. Ce s-a mai bine? L-a luat poliția, l-a luat Bă! Ce s-a întâmplat? Fugiți, fugiți. Ce s-a întâmplat, mă? Ce s-a întâmplat? Nu stai, nu închide ușa, bă, ne-ai închis ușa! Unde e? Unde e? Deschide ușa! Hai, 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 nu! Spus că noi am ajuns la casa bântuită! Urcă și tu, urcă și tu ăla de acolo! Urcă cu mașina! Bagă mașina, bagă mașina, bagă mașina! Bagă mașina, hai, dă-i, 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 că a plecat! Stai, mă, lasă să bage mașina aici! Hai, bă, nu ești în stare să o urci! Ce prost e ăsta. Ia uite-l, bă, frate. Da, no, atât, oprește. Hai să mergem, hai să mergem. Nu cade, că am dat frâna de mult. Stai, mă! Aoleu. L-a pierdut. I-am spart. Ne băgăm mai mult în pământ ăsta. Aoleu, ăsta a ajuns. Bă, unde sunteți? Mamă, ce-a intrat ăsta? Hai la casa mafiei, hai la casa mafiei. M-a intrat ăsta în noi. Aoleu, dar unde sunteți, domnule? Că nu vă mai văd. Andrei, dacă s-a urcat aici, am făcut. Hai, ce Caterin că a fost, bă, băieți. Urcă-te, Andrei, aici. Hai, stai, stai. Așa, că mă urc. Stați așa, stați acolo, ăsta. Aoleu. Hai la casa mafiei. Era să ia Sebaforul pe Andrei. Da, să iau 100 de grame de rachiu. Am o sticluță la mine. Șeful, unde băgă mașina? Bă, dar nu mai trage, mă! Las-o aici! Băieții! Șeful, am ajuns, poți să te dai jos. Bebe Moisei! Da, că am făcut o magie. Am ajuns? Da. Am ajuns acasă, băieți? Da. Da, da. Bebe Moise, fac asta pentru tine, uite-te! Bă, înțeles! Aoleu. Hai bebe, ieși. Aoleu. Dumnezeu stia. Băieți, fiți atenți, veniți încoace, că am un plan. Unde băgă mașina? Piciorul, ce plan să faci tu? Tu trebuie să te tratezi înainte. Păi o să stăm puțin aici. Fiți atenți aici. Vreau să strângeți toți băieții care erau vreodată în mafie, care au fost vreodată, și să le spuneți să fie aici. Fiți atenți. Duminică seară, să fie toată lumea aici, nu știu exact pe la ce oră, dar să fie aici pentru că am nevoie de cât mai mulți de mafia curcubeu. Cu insignă, cu dialea. Da, eu ce sunt, eu ce grad am, colider, lider, ce sunt eu? Tu ești colider, Andrei. Eu ce O să împărțim, o să vorbim mai multe, nu prea mă simt acum, sunt foarte, mi-e foarte rău. Exact. Dar atenție, da, mă, vreau să spuneți la toată lumea, duminică, spre seară, să fie aici la casa mafiei îmbrăcați ca noi, ca să reputem întoarce mafia, da? Dați von în țară să afle toată lumea. Da. Să mă pun un pic să mă odihnesc acum. Colegii, păi da, unde că casa e... Puneți-vă aici, lângă pom. Nu, mă pun aici puțin să mă odihnesc. Domnul Andrei. Aici mă odihnesc puțin, băieți, lăsați-mă un pic să mă odihnesc. Băieți, stăm aici la poartă. Băieți, duminică seara am nevoie de cât mai mulți oameni
să fie aici pe server îmbrăcați în Mafia Curcubeu, cei care vor să facă roleplay cu mine. Vă aștept pe serverul One Tap România Roleplay duminică la ora... Duminică la ora, nu știu exact, o duminică seară, facem un live blanao și vreau să fim mulți, frate, pe server, să fim 80 de oameni doar din Mafia Curcubeu. Dacă poți să te joci duminică spre seară, așa pe la 5-6, nu știu exact, vă aștept aici la Casa Mafiei, îmbrăcați în Mafia Curcubeu și o să fim cea mai tare mafie și am nevoie de tine, da, de tine. Apăsați butonul acum de like pentru Mafia Curcubeu, apăsați butonul de subscribe dacă nu sunteți abonați, dacă nu ai clopoțelul, verifică dacă ai clopoțelul să nu ratezi cumva live-ul de duminică și episoadele ce urmează. Să aveți săptămână frumoasă și weekend plăcut. Pa! Ia un șarpe și un șef. Ce fă, mă, poate?